Mii de oameni au participat la sărbările naționale de la Țebea, prilejuite anul acesta de împlinirea 150 de ani de la moartea lui Avram Iancu, supranumit și Crăișorul Munților. Hunedoreni, dar și oaspeți din alte județe, au venit cu mic cu mare pe platoul de la Țebea să asiste la eveniment, mulți dintre ei îmbrăcați în straie naționale cu drapelul tricolor în mâini sau purtând și alte simboluri naționale. Printre aceștia s-au aflat și reprezentanții Școlii Populare de Arte și Meserii din Pitești. Îmbrăcați în straie populare, aceștia au purtat un drapel tricolor de câteva sute de metri. Oamenii au fost încântați de evenimentul organizat. Bună! Super! Foarte frumos! 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 Foarte frumos! Ia să pun aici, că și-o drum încă. E o zmoță adevărată, jet pe jet. Dumnezeu să vă ajute! Și dumneavoastră la fel! În acest an, sărbările naționale de la Țebea au fost programate pe parcursul a două zile, sâmbătă și duminică. Acestea rămân un reper strâns legat de istoria României.